știu că, bun, ne-ați vorbit despre domnul Horia Berna, despre dumneavoastră când erați la conducerea Muzeului Țăranului Român. Spre rușinea mea, trebuie să spun, n-am fost niciodată la Muzeul Țăranului Român. Da. Mi-a rămas așa după vremuri, cum ați menționat și dumneavoastră, domnule, că acolo e Muzeul Partidului. Da. Și după 90 am fost de mii, nu mii de ori, dar de sute de ori la Muzeul Satului, dar nu la Muzeul Țăranului Român. Ce se întâmpla practic acolo, în afară de ce ne-a spus Vernis și Stasi, e cu intrare, fără intrare și ce își propune, ce își propune după redeschiderea lui să se întâmple la Muzeul Țăranului Român? În muzeul, clădirea muzeului a fost a muzeului dată populară. A fost începută piatra de temelie în 1912, a fost pusă, a fost o clădire foarte mare și a durat până prin 36 sau nu știu cât, a durat mult până s-a terminat, între timp a funcționat. A fost un director, primul director, care se cheamă Alexandru Țigara Samurcaș, un om chiar imens, imens, prin tot ce a gândit, prin tot ce a făcut. Deci a ajuns până în 47, deci de director din, a fost aproape ca Ștefan cel Mare, să zic, de longeviv. Și care a făcut un muzeu extraordinar el însuși pentru vremea interbelică. Și, deci, clădirea a fost furată de, să zicem așa, de partid și făcută de a fost, n-a fost luată de Muzeul Țăranului de la partid și nu știu ce, cum au luat alții, să zic, lucruri de la partid, de lucrurile politică sau știu ce. Nu, asta a fost, a revenit. Iar când a revenit, cum am spus, ce se dorea să e, până la urmă, asta era scopul, să spună ceva, deci, obiecte, nu știu dacă sunteți familiarizați cu obiectele de cultură țărănească, ele sunt multe geniale în sine, sunt o frumusețe extraordinară de proporții, culori, forme, în fine, toate lucrurile astea, deci un obiect poți să ai ulcică, sau de aia spuneam când șaseară, odată făceam o selecție pentru expoziție în străinătate și ne chema, ați văzut acolo, într-un colț eram și eu, dacă v-ați văzut, eram foarte simpatic în vremea aia. Să pui din nou, să duci fantul meu, o imagine așa prostă. Dar ți-ați văzut, eram toată echipa, am tindea pe acolo. Și spune Horia Berna, tot așa termineam și erau, nu știu, cu două obiecte, în simt. Și ce uite, privind așa ceva, pot să mor. Sigur că cei mai mulți au luat-o așa ca pe metaforă, nu chiar pot să mor de frumusețe și obiectele sunt unele de frumusețe răpitoare, tulburătoare, în sine, îl pui așa ca obiect. Aici ideea era ca toate lucrurile astea, prin ele, să spui ceva despre cel care le-a făcut, despre om, despre un muzeu de antropologie, nu mai este de etnografie. Și cum să spui tu cu obiecte despre sufletul omului, despre gândirea omului, adică să-l simți ca prezența acolo, ca, e ca, când zici icoană, de-aia zice capul ca icoană. Icoana presupune prezența. Icoana nu este chiar și o fotografie cât de cât tot prezență poate să spune, dar icoana cu atât mai mult, că e o prezență hai. Și atunci, în orice muzeu din ăsta de genul ăsta de artă, lucrurile se puse foarte sistematic. Aici e sala de ceramică și pui ulcerele așa ca să vadă de acolo, de dincolo, comparativ. Sau costume, port gros, port subțire, nu știu ce să... Aici lucrurile erau amestecate și puse într-un fel... În fine, eu am undeva un text mai lung despre identitatea românească în muzeu. Trebuia să spună, în felul dată să fie un discurs foarte poetic, coerent, adică cu rime, cu trimite, cu reflectări. Deci obiectele, să spunem, nu mai erau separate, ci amestecate din diversele zone, să zic, de structură, de colecții și puse, da, încât ele împreună să alcătuiască un poem extraordinar.
și care avea și subtilități teologice, filozofice, metafizice, pe care, mă rog, puteți să le observi, de obicei nu puteți să le emuți, dar le simțe, ele transmiteau. Deci o alcătuire bine făcută, chiar dacă nu își deslușești toate încrengăturile, toate articulațiile, ea transmite. E o pictură și îți transmite, nu știu, foarte mult. Poate tu nu realizezi toate proporția de aur care se pune acolo, cantitățile de lemn, ce cald, în ce culori, nu? Tu te duci, dar toate alea fac ca să se comunice cu o forță sporită, extraordinară, un anumit mesaj emoțional, care emoțional, întotdeauna când, nu știu, când vorbesc de emoțional sau sentimental, nu mă refer la lucrurile de suprafață, nu suntem la Bollywood sau cum se cheamă chestia, ci de ceea ce înseamnă emoție ca trăire, ca și comunicare. Și la fel ca și la sentiment. Sentimentul, de fapt, e o comunicare. Sentimental deja sună prost. Da. De sentiment, mă. Deci de-aia când intrai, deci eu, mă rog, aveam birou undeva la etajul 2, pe unde l-aveam, nu intram poate în fiecare zi. Și din când în când când intram, aveam aceeași emoții. Ceva ca și când citești, nu? Un text, când citim la liturghie anumite lucruri sau la păceri, e aceeași emoție o regăsim. Nu, sunt lucruri care nu se epuizează. Sunt două feluri de lucruri, care se epuizează și care nu se epuizează, oricât ai sta în preajma lor. Deci acolo era ceva inepuizabil și era de la lumini, de la cum se pune cu obiecte care nu mai erau puse sub vitrină ca să te izoleze, ceea ce nu este conform regulilor de conservare, puse, nu ca să le atingi, bineînțeles, dar cât să fii aproape de ele, așa, și să le simți respirația. Asta era ceva, după mine, a fost una dintre cele mai, cum să spun un cuvânt, care să fie izbutite, să zic, la nivelul nostru de realizări post-revoluționare, ca să zicem așa. Era, și veneau străinii și erau complet și ca limbaj, era un nou limbaj muzeografic și veneau din cele mai mari centre, din Asteatea, Paris, nu știu pe unde, din Italia, de peste tot, și erau uimiți de ce se spunea, cum se spunea și despre cine se spune. Ca atare, noi am luat atunci, în anul 1996, titlul de Muzeu European al anului și primul muzeu din Est, să zicem, și primul muzeu de factura asta. Știu că a venit odată, asta, nu știu pe unde am făcut, a venit cardinalul Schönborn. Cardinalul Schönborn este cardinalul Austriei, un om extraordinar, a venit cu nunțiul papal de la București, nunțiul este ambasadorul, nu? Vaticanului, au venit împreună, nunțiul era un om iarăși foarte rafinat, foarte fin, care vorbea românește foarte bine, și au venit și au vizitat într-o, nu știu dacă era o sâmbătă sau duminică, normal trebuia să fie Horia Berna. Nu știu ce treabă a avut el și m-a pus pe mine. Asta, apropo, cum îți bagă Dumnezeu. Și am mers cu ei așa, nu știu, vreo un ceas jumate cât am mers așa prin sări și la sfârșit a scris, nu a scris niciun român, ce să mai, în două fraze în cartea de onoare, zice, acest muzeu care prin felul lui de a spune face vizibil invizibilul, ceva de genul acesta era. Cardinalul fiind, bineînțeles, un om foarte rafinat, foarte apropiat de spațiul răsărit, el spune, zice, m-am născut în Austria, înspre răsărit, Patriarhia de Austria, și am fost totdeauna ochii privind spre răsărit, vorbind din punct de vedere spiritual, nu numai la munți sau la pădure. Și care a scris niște cărți despre icoane cu totul și cu totul minunate. Și un om de o finețe, așa, care dacă ar fi ajuns papă, nu se putea, a fost candidat. Când a fost după moartea lui Ioan Paul al II-lea, a fost unul din candidați. Și care trebuie citit. Sunt oameni, adică de reticență mare, adică din start nu cred că trebuie văzut Duhul. Și sunt oameni care sunt în alte spații și care au un duh ortodox și oameni care sunt în ortodoxie și care au un duh străin, complet, ortodoxie.
Gata, hai să mergem. Mergem la vot. Mergem la vot, da. Așa, vreau să...